Bună, Sabo, un meci greu astăzi în fața unei alte pretendente la promovare cu un obiect, cu o formație bihoreană care are ca obiectiv clasarea numărul 4. Da. Norocoși. Ca și în celelalte etape, am jucat cu numai cu echipele din fața, fața clasamentului, locul 1, 4, 5. I-am prins pe cau pe locul 2. Din păcate, am început bine, facem greșeli, aceleași, nu învățăm nimic, ci plătim până la urmă. Asta este. Scorul este 1-5 în condiții în care, de pe marginea formației bihorene, tactica impusă celor din teren era una simplă, 3-4 pase și mici bubuite. Fotbalul cam ăsta e, 3-4 pase gol. Nu trebuie nimic. S-au dat 3 goluri, au câștigat meciul, ce trebuie mai mult? Ce trebuie să pasezi 100 de pase? Nu. 3 pase, gol și mai zile. Mergi acasă. Și după vin și cântă la noi aici și noi nu suntem mai aici. Vin și cântă toți și noi. Stăm, trec etapele, nu luăm puncte, nu contează. Din păcate avem o problemă de mentalitate la noi. Aici cea mai mare problemă la dacă nu înțelegem că un meci se câștigă cu sufletul și cu mintea, nu avem ce căuta la fotbal. Diferența de valoare între noi și adversarii este clar, înțelegi, știi, dar am mai zis și meciurile trecute și mențin părerea mea că un meci îl câștigi cu mintea și cu sufletul. Din păcate, noi nu vrem să înțelegi. Am în toate etapele ați luat câte 2 goluri într-un interval de timp foarte scurt, după care jocul vostru s-a rupt. Să rupe, că vă dați seama, lipsa asta de puncte, multe meciuri pierdute, de încredere, începem bine și azi am condus 1-0, facem o greșeală, iar pe aceeași pasă de 70 de metri, care nu înțelege fundașul nostru și, din păcate, același fundașul nostru, dar nu-i vina lui, că noi suntem de vină că n-avem alții, înțelegi? Avem un fundaș de meserie în echipă și restul suntem improvizați. Asta este, așa ne-au prins începutul de campionat, ne-am păcălit un pic când am făcut lucrurile și asta este. Se pot aduce puncte din următoarele 2 etape de la Cluj și după care un meci acasă cu Sămășul 2? Eu vă spun, am pregătit fiecare meci pe care l-am jucat până acum doar la victorie. N-am mers la niciun meci cu cine am jucat la egal sau să facem... Nu. Fiecare meci. Mergem după puncte în fiecare joc. Dacă mă înțelege că nu trebuie să mai greșim și nu suntem să ne maturizăm odată, îmi lua și puncte. Dacă nu... Unul din jucători care a dat satisfacție, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost astăzi Cezar Bud, care a jucat și la mijlocul terenului, după care l-ați retras în apărare. El a dat satisfacție în amândouă compartimente. Cezar este cel mai constant și singurul jucător constant care m-a mulțumit până acum, de când am început pregătirea, toată pregătirea, de la început până acum și în jocul. Din păcate, este prea puțin care avem constanță. Ei nu înțeleg că fotbalul e progres, nu înțeleg importanța antrenamentului și plătim. Îți mulțumim. Și eu vă mulțumesc.